Pompierii din Drobeta Turnul Severin au avut parte de o misiune aparte. Aceștia au reușit să salveze un pui de pescăruș care picase în curtea tribunalului. Incidentul a avut loc în cursul după-amiezii, când agitația păsărilor a atras atenția locatarilor din zona respectivă. Aceștia au sunat la 112 pentru a solicita ajutorul pompierilor. În scurt timp, o echipă a sosit la fața locului cu auto specială dotată cu scară extensibilă. Echipa de pompieri a reușit să ajungă pe acoperișul imobilului și să placeze puiul de pescăruș înapoi în cuibul său. Misiunea lor a fost să recupereze pasărea și să o placeze înapoi în siguranță. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a fost solicitat să intervină pentru salvarea unui pui de pasăre pescăruș căzut în curtea tribunalului, aflată în vecinătatea unui imobil cu două etaje. S-a efectuat o recunoaștere preliminară. S-a constatat într-adevăr prezența unui pui căzut, a unor părinți agitați în încercarea de a salva. După recunoaștere s-a chemat în sprijin auto specială de lucru la înălțime pentru a se depista cuibul din care a căzut. S-a depistat acest cuib, s-a trecut la capturarea puiului, după care colegii mei l-au readus în familie. În momentul de față se află în siguranță și ne bucurăm că am putut să-l salvăm. Acest incident a fost un exemplu frumos de solidaritate, demonstrând că, indiferent de natura apelului, pompierii sunt mereu gata să intervină cu profesionalism și dedicare. Săptămâna trecută aceștia au salvat o barză.